La dezvelirea statuilor a devenit un obicei ca oficialitățile să spună că aceste monumente vor dăinui peste ani și că ele reprezintă un simbol puternic pentru oraș. După ce se fac poze și se aplaudă la inaugurare, autoritățile locale dau uitării aceste opere de artă. Un astfel de caz este și statuia lui Ștefan cel Mare de la intrarea în Roman dinspre Bacău. Marmura soclului se degradează, iar în unele zone a dispărut de tot. Probabil o că o să repare cineva, noi. Dar e de ceva timp. Se întâmplă. Se întâmplă cu asta iarnă și da, trebuie atenționat să rezolvă. Eu cred că da. Dar nu e bucată destul de mare doată? Este cineva, o sustrasă cineva, dacă nu sunt băieții de treabă. Probabil au informația și o rezolvă, nu. O zi bună. Bună ziua, cum vi se pare faptul că piedestalul de la statuie este deteriorat, căzut? Scrie doar Magnus Ștefan acum. Toată România e așa, frate. Cu conducătorii care îi avem, încă o ducem bine. Încă o ducem. Dar cu timpul nu se deteriorează și societatea, așa cum se deteriorează marmura și piedestalul? Omul, hai să vezi și tu când ai să ajungi la anii mei, câte o să se doară. Din cauza vremii, cred că. Nu știu. Și dacă a fost vremea așa, trebuie lăsat acum așa? E, poate acum, în primăvară, fac. Nu știu. Vandalism, ce să mai zic altceva? Vandalism? Da, nu, dar cum adică? Dar destul de mult timp este așa. Dar n-am văzut chiar, doar eu stau în zonă, dar nu. Dar băncile n-ați văzut cum arată? Ce vă mai mirați? E ceva de mirare în orașul ăsta. Credeți că se va repara în curând? Nu cred. Nu cred, pentru că ăștia s-au apucat de altceva. N-ați văzut? Zice că de parcări au alte probleme, ca omul să nu mai aibă unde parca. O pus ăsta de timp, cum se cheamă, aparatul ăsta care da. Se plătească neapărat omul. Dar spune să vii la licitație și să-și ia loc, nu să-l ia. Dar având în vedere că statuia reprezintă totuși ceva pentru Romașcan și pentru Moldova. Ar trebui să fie primordial, că aici toată lumea trece, toată centura asta face legătura cu toate orașele din țară. Ar trebui să arate minunat, dar arată ceva. Romașcanii sunt optimiști în ceea ce privește refacerea piedestalului statuii, mai ales că este vorba despre o carte de vizită a orașului. Posibil din cauza umidității, da, iernii care au fost prelungite. Asta sunt cauzele care poate să se desprindă, deci infiltrându-se apă, automat se lărgește spațiul și disface de adezivul cu care v-ați prins. Alte cauze. Dar având în vedere că statuia reprezintă un simbol pentru romașcani și pentru moldoveni. Da, bine, bănuiesc că de la persoanele care se ocupă, care au în administrare statuia și tot spațiul ăsta, deci o să iei măsuri acum cât de urgente cu venirea primăverii să remedieze problema. Să pui la loc cum a fost, nu? Să fie frumos, că mai ales la intrare în oraș. Cred și eu, nu? Să fie cât mai frumos la intrare. Da. Reprezinti ceva orașul ăsta, nu? Nu-mi place. Nu-mi place nimic, cel puțin ăla, dar nu spun mai mult. Dumnezeu, ce părere aveți de faptul că marmura de pe piedestal nu mai este? Vedeți, a căzut o porțiune destul de mare. Așa se face în România. Asta e mentalitatea. Romanul a fost, de-a lungul istoriei, unul dintre cele mai importante centre urbane ale Moldovei, fiind un oraș cosmopolit populat de armeni, de evrei și de o importantă comunitate catolică. Distrus în mare parte în anul 1467, în timpul campaniei lui Matei Corvin în Moldova, orașul a fost refăcut de Ștefan cel Mare.